prieten și bine ați revenit pe canalul meu la un nou filmuleț motivațional de economisit bani. Astăzi vreau să ne ocupăm de anumite provocări financiare. Așadar, propun ca prima dată să numărăm banii ca să vedem cu ce sumă lucrăm astăzi. Bun, pentru ziua de astăzi avem suma de 50, 70, 90, 110, 130, 150, 170, 190, 210 euro. Și prima dată cred că vom începe cu provocarea din agenda verde, cea cu căsuța, pentru că trebuie să lucrez constant la ea, după cum știți. Sunt foarte multe cărămizi aici care așteaptă să fie colorate. Și mi-am propus și un termen limită pentru această provocare și anume sfârșitul anului acesta. Tocmai de aceea trebuie să lucrez constant la ea ca să fiu sigură că o să termin această provocare până în decembrie. Ok. Și pentru astăzi cred că o să punem suma de 90 de euro, ceea ce înseamnă că putem colora 3 cărămizi. 30, 60 și 90. Ok. Și să colorăm. Can keep digging gold, cause I know that you need it. Just never mind that you left my heart bleeding. I hope you know that there's no way I'll take you back. Should've loved me better than you should've loved me better than me better than you should've loved me better than me better than because the games that you play has left me with a big scar. Now I know what you are because the games that you play has left me with a big scar. You better quit calling me your lover. Cause I don't have the time. Should have known. How could I be so blind? Yeah, you can keep digging gold. Cause I know that you need it. Ok, am terminat de colorat cărămizile, să punem și bănuții. Deci am zis că 90 de euro vom pune. Și o să pun 50. 70, 90. Ok, perfect. Credeam că trebuie iar să iau rest, dar nu, de data aceasta am avut fix. Și să vedem ce sumă avem până în momentul de față pentru provocarea aceasta. Se adună bănuții. Oh, ce bine sună. Ok, să vedem. Deci avem așa. 100, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1000, 50, 70, 90, 100, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 200. Deci avem 1200 de euro la această provocare până în momentul de față. Dar o să-i strângem și pe restul. Încet, încet vom reuși să terminăm și această provocare. Și abia aștept ca să pot să folosesc bănuții de aici. S-a mai terminat o săptămână de muncă, mă refer. Astăzi este vineri, vineri seara, fac acest filmuleț seara, după muncă. Am terminat și mă bucur atât de mult pentru că urmează concediul. Am concediu de la grădiniță 2 săptămâni, pentru că și copiii de la școală au vacanță, cei de la grădinu, dar tocmai pentru că Edi urmează să, de fapt a intrat în vacanță. Mi-am luat 2 săptămâni de concediu de la grădiniță ca să fiu cu copiii acasă dimineața, plus să facem diferite lucruri, plus că vrem să mergem în excursie la Europa Park și abia, abia aștept.
Iar de la jobul al doilea, de la mini-job, mi-am luat concediu doar o săptămână, deci o să merg și săptămâna care urmează la curățenie, însă cealaltă săptămână voi fi în concediu și mă bucur atât, dar atât de mult, pentru că aveam nevoie de o pauză și ce am nevoie, mai mult decât o pauză, este să reușesc să dorm mai mult, să nu mă mai trezesc la 5 dimineața, pentru că este destul de obositor, mai ales dacă o faci pe o perioadă mai îndelungată de timp, se acumulează oboseala. Și da, plus toată alergătura aceasta de la un job la altul, du-te du copiii la grădii, ia-l de la grădii pe Eric, cu Edinu am probleme pentru că el se duce și vine singur de la școală. Dar pe Eric trebuie să-l duc și să-l iau, după aceea să ajung la grădiniță la job, să ajung și la celălalt job, plus teme învățat. În ultima perioadă, Eddie a avut tot felul de teste și a avut de învățat și de pregătit mai multe lucruri, însă a meritat tot efortul pentru că a luat note mari, și mă bucură foarte mult pentru că nu a fost în zadar tot efortul făcut. Și da, chiar aveam nevoie de o pauză în care să dorm și eu mai mult, să îmi reîncarc bateriile și plus de asta vreau să facem anumite activități în familie, să ne plimbăm, să mergem cu copiii la Europa Park pentru că am achiziționat biletele și da, abia aștept. Plus că și Edi are nevoie de o pauză după atâtea teste și școală. Și o să-i prindă bine și lui. Astăzi vreau să mai punem niște bănuți la ieșiri în familie, pentru că am făcut cu copiii o excursie și din 160 de euro cât erau în fond, mai sunt 80 de euro. 80 de euro i-am cheltuit la grădina zoologică. Am fost cu ei în Stuttgart la grădina zoologică Wilhelma. Și a fost atât de frumos, am fost de ziua tatălui pentru că am avut liber de la serviciu și eu și Cipri tocmai de aceea am și mers cu copiii și Edi a fost liber, nu a făcut școală în ziua respectivă și da, am mers cu ei la grădina zoologică, a fost o zi superbă, nici prea cald, nici prea rece, nici nu a plouat, înainte cu, nu știu, 2 săptămâni. Cred că în fiecare zi a plouat, deci parcă locuiam în Anglia, nu în Germania, dar în ziua respectivă nu a plouat, a fost frumos, deci a fost vremea perfectă pentru grădina zoologică și am stat de dimineață până la închidere, super frumos a fost și da, ne-am uitat pendelete la toate animalele, am fost pe unde am vrut, acum am prins bine pentru că în pandemie, când am fost noi, anumite zone erau restricționate și erau închise, deci nu puteai să intri absolut deloc înăuntru, să vezi diferite animale, însă acum erau deschise și am putut să vedem ce nu am văzut atunci, ceea ce a fost super ok. Copiii s-au și jucat acolo în parc pentru că au mai multe parcuri. Au parcuri mai micuțe, dar au și un parc mare în care copiii se pot juca. Și au tot felul de trasee din acestea pe care le pot face copiii și după ce termină de făcut un traseu își pot pune pe o foaie ștampila care aparține de traseul respectiv și foarte frumoasă este grădina aceea zoologică și este gigantică, este mare. Vă recomand să mergeți dacă aveți posibilitatea. Noi mergem o dată pe an. Însă la anul cred că o să mergem într-un alt oraș la o altă grădină zoologică pentru că aceasta am tot văzut-o an de an și parcă am vrea să vedem și o altă grădină zoologică. Dar astăzi pentru fondul acesta de ieșiri în familie cred că vom aloca doar 20 de euro. Asta pentru că urmează să plecăm la Europa Park în vacanță și fondul pentru Europa Park este complet. Tocmai de aceea nu cred că o să facem o ieșire în următoarea perioadă, o ieșire mai mică sau și dacă o să facem, nu ne vor trebui atât de mulți bani, tocmai pentru că vom merge la Europa Park și fondul acela este deja complet. După cum am spus, am achiziționat biletele pentru Europa Park. Și da, mai avem banii pentru cheltuială. Deci excursie plus 20 de euro și totalul este de 100 de euro. Numai puțin să văd în ce dată suntem astăzi, că nu știu.
Ok, m-am uitat și astăzi suntem în 26 05. Ok. Să punem și bănuții, cei 20 de euro în fond. Ok. Mă bucur că nu am cheltuit mulți bani la grădina zoologică. Am cheltuit sub 100 de euro, ceea ce este bine. Dar de obicei când ieșim, luăm la noi mâncare, gustări, cam ce știm așa că se mănâncă și de acolo cumpărăm doar ce nu putem lua cu noi, gen înghețată pentru că se topește și alte lucruri. Dar da, fondul acesta pentru ieșire în familie este deocamdată ok și să vedem cu ce sumă de bani am mai rămas. 20, 40, 60, 80, 100 de euro mai avem și vreau să mai lucrez la pușculița mea de aici pentru că am impresia că de mult timp nu am mai lucrat la ea și nu am mai pus bani în ea. Tocmai de aceea, pentru ziua de astăzi, avem aici două provocări, aceasta cu inimioare, care îmi place foarte mult, dar și aceasta cu borcanul acesta. Ok, deci avem 100 de euro la dispoziție. Asta înseamnă că cred că vom colora 3 inimioare. Just never mind that you left my heart bleeding. I hope you know that there's no way I'll take you back. You should have loved me better than. You should have loved me better than. Bun, deci asta înseamnă 60 de euro, fiecare inimioară valorează 20 de euro, deci 20, 40, 60 plus mai avem 40 de euro la dispoziție. Să vedem ce putem face. Deci 40 de euro, cred că vom pune 20. Deci plus 20, ne mai rămân 20 de euro. Cred că vom pune una de 5 și una de 15 și asta înseamnă încă 20 de euro. Deci plus 20 și avem 100 de euro. Și ne-au mai rămas câte? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 buline de tăiat pentru această provocare, după care vom ști sigur că aici avem 350 de euro. Ok, dar să punem bănuții. Bun, abia aștept să fie plină ca să facem unstuffing și să vedem câți bănuți sunt aici. Nu i-am numărat și nici nu o voi face. O voi face doar când va fi plină și când vom face unstuffing. Deci 20, 40, 60, 80, 100. Ok, îi punem aici peste. Și se adună încet, încet. Bun. Și am terminat și cu provocările pe ziua de astăzi. Acesta a fost filmulețul nostru. Eu sper că v-a motivat și că puteți să economisiți și voi bănuți, oricât de puțin ar fi puțin, câte puțin se strânge și devine o sumă mai mare. Așadar, curaj și nu ezitați să economisiți bănuți. Vă mulțumesc mult de tot pentru vizionare și ne revedem data viitoare. Vă pup! Pa, pa!